Avertizările meteorologilor s-au adeverit. Vântul puternic a pus la pământ mai mulți copaci în defileul Jiului, iar unul s-a prăbușit peste firele de înaltă tensiune, astfel că în această dimineață circulația feroviară a fost închisă între stațiile CFR Valea Sadului și Lainici. 4 trenuri de călători au fost oprite temporar în gările de pe traseu și au avut întârzieri de 10 de minute. Persoanele care au călătorit astăzi cu trenul au avut de trecut testul răbdării. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, mai multe garnituri au rămas blocate, cauzând întârzieri de câteva ore. Se zice că a căzut un copac peste linia de înaltă tensiune și până când se remediază defecțiunea, așteptăm. Așteptăm ce să facem, asta e. N-avem alte soluții. Nu ne putem pune cu forțele naturii. Normal. Așteptăm, avem răbdare. Nu e de vină CFR-ul, e de vină natura și cu asta-i basta. Nu toți au avut aceeași răbdare. Când au aflat că întârzie trenurile, nervii călătorilor au fost întinși la maximum. Am venit de la București o oră jumătate întârziere cu personalul ieri. Nu că nu vreau interziu. Și nu a picat niciun pom, doamne. Da. Și acum la fel, că putea să mai stau unde am fost. Ce să fac, să stau o oră jumate sau cât o fi? Responsură. Aveam târziu o oră jumătate. Suntem obosiți de la nuntă, ce să vă mai spun? Diferența când ajungem în București pentru trenul pentru Brăila e de 3/4 de oră. Deci e compromis. Veți pierde legăturile? Asta e tragedia. Și avem și bagaj. După mai bine de 4 ore, CFR a trimis locomotive diesel pentru a prelua garniturile oprite.